Cum este OnlyFans? Dă-ne din casă. Da, OnlyFans. Deci pe mine m-a salvat OnlyFans. Eu oricum am terminat teatru și sunt de fapt actriță. Sunt licențiat în arta actorului. Pentru mine nu a fost chiar atât de greu. Cum deci ar... mi-am intrat repede în rol, exact. Pentru că trebuie ca actor să joci orice rol. Și oricum viața mea a fost un film. Și reîntorcându-mă din străinătate, unde am stat 2 ani în Germania, Austria și 5 ani în Italia, revenind acasă cu foarte puțin bani, aproape nimic, dintr-o relație foarte tumultoasă și toxică, am fost nevoită să recurg la ceva, pentru că job nu găsești sau dacă găsești un job nu ți ajung banii pentru a plăti chirie. Eu am pierdut casa și a trebuit repede, când am ajuns în România, să mă culc undeva, să dorm, să mă spăl undeva. Să nu rămâi pe străzi. Și atunci a trebuit să cumpăr, să iau în chirie. Ți-a fost frică că vei rămâne pe străzi în momentul acela? Dar eram pe străzi. Dar eu sunt pe străzi, doar că am statut de chiriaș. Deci încă stau... Ai un acoperiș deasupra capului. Sigur, de bine de rău. Sigur, și plătesc 370 de euro pentru acoperișul ăsta pe lună, plus toate celelalte lucruri. M-a salvat foarte mult OnlyFans-ul și le mulțumesc tuturor fanilor mei care au fost, sunt și vor fi, pentru că sunt foarte apropiați, discutăm o mulțime de lucruri interesante, nu neapărat de natură sexuală, e și prietenie la mijloc. V-ați atașat cumva emoțional? Puțin, așa, da, suntem și prieteni, ne înțelegem foarte bine.